mi-aș fi dorit să ajung și la Rapid. În primul rând, doream să fac un pas înainte în cariera mea de fotbalist. Eu trebuia să ajung în Portugalia inițial, la o echipă de Liga 2, care avea pretenții de promovare în prima ligă. Am ajuns acolo, am făcut vizita medicală, totul ok, iar după s-a schimbat contractul, de aceea n-am mai semnat acolo. Dar înainte de această experiență, pot să spun, m-a sunat domnul Gigi Becali, a spus dacă vreau să vin la FCSB. Eu a doua zi aveam avion să plec în Portugalia și a spus dacă nu semnează Marco acolo, îl așteptăm la noi și totul ok. S-a întâmplat ce s-a întâmplat în Portugalia, am revenit în țară și asta era cam singura ofertă concretă pentru, nu știu, a face un pas înainte.